În episodul de astăzi voi lua pentru prima oară în foarte mult timp membership-urile și cu diamantele pe care le primesc de acolo voi face rost de niște chestii foarte faine, așa că vă recomand să vă uitați. Iar acum vă las cu episodul. Ce mai faceți și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Darius, iar înainte de începe episodul de astăzi aș vrea să vă spun să nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel dacă încă nu ați făcut-o. Iar la final să-mi dați un share deoarece pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Și dacă vreți să-mi lăsați un comentariu de susținere, aș aprecia. Deoarece chiar mă bucur când văd comentarii pozitive. Oricum, după cum vedeți, am 123 de diamante, dar nu pentru mult timp. Deoarece astăzi am de gând să cumpăr și weekly și monthly subscription. What? Am primit din prima 500 de diamante și am mai primit pe lângă și 100 de diamante. Second chance. Deci dacă uit să intru pe Free Fire și să dau claim la diamantele de la weekly sau monthly membership, pot să folosesc second chance și am primit și acest crate. Păi haideți să-i dăm open și am primit multe. Trebuie să aleg doar o chestie, atunci alegem, nu știu, asta. Dăm choose, confirm, ok. Bun, și pe lângă acele lucruri am mai primit 135 de diamante, încă un crate și badge. Ok, o să-i dăm open și din nou trebuie să-mi aleg eu, păi o să alegem Dragon Fang. Dăm choose, ok. Doar unul, ce nașpa, nu mă ajută aproape cu nimic. Și cam asta a fost. Acum cred că am primit pinurile, nu? Se pare că nu, atunci nu înțeleg ce sunt chestiile astea de aici. Pur și simplu trebuie eu să dau aici, să dau claim. Era fain dacă erau pinuri cu membership-urile, dar asta e. Acum o să dăm open la chestiile de aici și voi lua cu 40 de diamante un Green Flame Draco Box. Haideți să vedem ce am primit. 3 Dragon Fang-uri. Ok, și cu 500. Nu, de fapt nu are niciun rost, adică scanere, serios. What? Aici mi-arată lucrurile pe care le voi lua în fiecare zi. Văd că mai primesc și Universal AP badge-uri. Deci numai diamante și Universal AP badge-uri. Ok, îmi place. Și mai primesc și Evogan Token Gift Box-uri. Super! Păi, important este să nu uit să intru pe Free Fire și să dau claim la membership-uri. Oricum, prima oară voi merge la Lac Royal, deoarece, după cum vedeți, au adăugat un nou Faded Duel și de aici putem să facem rost de costumul acesta pe care îl am deja, o mască care e destul de ok și acest ghiozdan. O să dau 9 diamante deoarece sunt doar 9 diamante și din aceste 9 diamante mi-a picat un crate. Îi dăm open și nimic interesant. Aici avem alt Faded Duel care a apărut, haideți că o să alegem două crate-uri și dăm și aici 9 diamante din care sper să împice costumul final, dar nu cred că o să se întâmple exact cum am prezis. La incubator nu avem nimic nou încă, la Weapon Royale la fel, la Gold Royale avem acest costum unde voi încerca să fac rost de el. Nu l-am luat, dar am luat-o pe Paloma și când iau ceva mai interesant îmi bâzâie telefonul. Serios, am 166 Lucky și încă nu l-am luat. Free Fire chiar nu vrea să mi-l dea. Și la Diamond Royale, după cum vedeți, avem acest costum. Haideți să dăm 11 spinuri, să vedem dacă ne pică. Nu văd nimic galben, atunci pur și simplu dăm skip. Și de ce mi-a bâzit așa de tare telefonul? Din cauza că erau multe chestii epice, ce nașpa. Ar trebui să-i fac ceva să nu mai bâzie. Cred că-i setare din Free Fire, nu? Uitați-vă și voi, aici aveam totul pe on. Bine, nu cred că am rezolvat ceva, dar asta e. I-am dat din greșeală 11 spinuri. Oricum nu mi-a picat. Vai câte fragmente, îmi vine rău când văd atâtea fragmente. Sunt cele mai nașpa chestii din joc, fragmentele. Adică imediat poți să-i dai level 6 unui caracter dacă vrei. Și țin minte că la început, cât m-am chinuit, eu să-l maxez pe maxim. Oricum, am rămas cu 800 de diamante și o să mă uit puțin pe aici să văd ce eventuri mai avem. O să dau claim la lucrurile gratis.
Oh, vai, văd că acum pentru Free Fire Creator trebuie să ai 10.000 de followers și când mă gândesc că la început era 3.000. Oricum, asta e treaba celor care vor să devină Free Fire Creator, nu a mea, deoarece deja am devenit. Văd că avem Tower of King. Ah, e eventul acesta? Nu, nu are rost să dau acum. 70% reducere la creatori. Ok, o să mă uit imediat și acolo. Hacker Store. A, dar se pare că am dat deja aici. UMP Origins. Au apărut fragmente din astea pentru UMP. Dar nu am UMP-ul, deci nu mă interesează. Și cam asta ar fi tot. Haideți să mergem la acest event unde avem creatorile la reducere și să cumpărăm multe. Pentru Green Flame Draco. Maximul e de 20, ce nașpa, deoarece așa aș fi vrut să-mi folosesc o reducere cât mai mare, de exemplu cea de 100 dacă cheltuiam 500 de diamante. Dar asta e, haideți să dăm minus 20 și să cumpărăm creaturi. Și voi mai cumpăra 20. Văd că pot să iau această mască cu 36% reducere, nu mersi. Și nu mai pot. What? De ce nu mai pot să cumpăr? Lăsați-mă să cumpăr! Bine, atunci haideți că o să luăm pentru Destiny Guardian. What? Sunt mai scumpe? A, nu, am uitat să pun reducerea. Așa, și acestora le dăm open să vedem cât de multe am primit. Până acum nu am văzut nimic peste 8. Uitați aici, 8 și 9. Și niciuna de 10. Ce păcat! Oricum, înainte să mergem la weapon, o să mergem în vault, la crates. Și vom deschide și aceste creaturi pe toate 20 dintr-o dată și nu văd nimic de peste 8 din păcate. Nu? Oh, vai cât ghinion am avut la Green Flame Draco. Cred că m-au simțit ăștia de la Free Fire că urmează să-l maxez și au zis no, no, tu nu primești nimic. Hai să le deschidem pe toate acestea deodată. Open și e nașpa că primesc și pentru Scar, dar și pentru AK-47. Și eu deja le-am maxat. Oricum, haideți la weapon, la Evogan și mai am nevoie de vreo 13 din astea ca să-i dau level 5. Iar la Green Flame Draco mai am nevoie de aproape jumătate. Oh vai, nu e deloc bine. Adică nu sunt sigur dacă până în 2022 o să pot să îi dau level max la Green Flame Draco. Și când o să rebage cei de la Free Fire Cobra, abia aștept să o iau. Dar și UMP-ul. Ăsta e UMP-ul? Da, ăsta e. Și l-au rebăgat? A, aici e. Nu-l văzusem. Păi atunci, haideți să dăm aici. Și gata, le-am primit pe toate, confirm. Am trecut la următorul nivel. Și aici am o reducere de 45%. Păi fii atent, dacă mă duc mai sus, atunci o să am reducerea de 45%. Ok, am trecut mai departe. Da, ba nu e de 35. Ok, hai să... Nu pot. Free Fire, te rog să mă ajuți. Nu, ce nașpa, așa acum nu mai pot. Păi cât mai ține eventul acesta? Haideți că ne uităm aici. Mi arată istoricul. Și trebuie să ieșim ca să vedem. Trebuie să ieșim și de aici, să mergem până aici și să ne uităm. Gata, l-am găsit. Până pe 11 octombrie. Ei bine, uitându-mă la ceasul meu de pe mâna dreaptă, nu am atâta timp, așa că vom intra și vom cumpăra niște diamante. Deci ar fi fain să cumpăr 200, dar nu pot să cumpăr fix 200 de diamante. Bun, și cât mai ține eventul acesta? Până pe 9 octombrie? Da, o să mai bag 100 de diamante ca să primesc 200. Iar acum vom merge aici, la Events, la Tower of King și vom da, ia să vedem, 128 de diamante ca să fim siguri că luăm ok. A, da, că luăm ok-iță ca să luăm acest skin pe UMP. Și gata, l-am luat. În sfârșit, mai trebuie decât Cobra și am toate Evoganurile. Și Cobra, să știi că o să fac rost de tine. La final avem acest costum. Nu s-a dat gratis cândva. Adică nu vreau să bag mâna în foc, dar mi se pare că da.
Iar aici mai jos avem un emote pe care eu deja îl am. Oricum, haideți să mergem la Evogan și să îi dăm level up. Yes, se pare că pot. Deci am primit un new look și aceste atribuții. Acum îi vom mai da încă o dată upgrade și am primit un new look și atâta, iar la final avem un new look, kill announcement, dar și atribuțiile acestea. Foarte bine, i-am dat level up și l-am făcut de level 4, deoarece din fericire aici sunt decât 4 nivele. Deci nu e nevoie să mă îngrijorez legat de UMP, deja știu că e maxat. Haideți să mergem la weapon, la armory și să-l punem. Deci, în loc de acesta care îmi dădea rate of fire, acuratețe și îmi scădea din reload speed, îl avem pe acesta care îmi dă damage, reload speed și ne scade din acuratețe. Ok, eu sper că acesta e mai bun și că nu e doar așa ca să te lauzi. A, da, ar trebui să dăm și aici claim al, deoarece, na, să fie curat, nu? Oh, vai, și acum am realizat, eu nu vreau să am episoade foarte lungi acum că a început școala. Dar a trecut destul de mult timp de când am început această spargere de diamante. Și chiar nu știu dacă să-l continui sau nu. Adică dacă îl continui, va trebui să fac eroic. Și sincer, nu m-aș juca chiar acum. Deoarece după aia episodul ar avea probabil 20 sau mai mult de 20 de minute. Dar deocamdată eu mai trebuie să mă joc ca să-i dau aici Awaken lui Kelly, așa că voi încheia aici episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, deoarece pe mine mă ajută foarte mult, iar la final să le dați un share prietenilor, deoarece poate nu mă știu și le-ar place ceea ce fac. A, da, și dacă vreți puteți să lăsați un comentariu pozitiv. Să știți că eu citesc toate comentariile și mă bucură când văd acel gen de comentarii. Acestea fiind spuse, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!